Am revenit cu dezbatere electorale în studioul La Publica TV. În ultimii 2 ani și jumătate, Inspecția de Stat în Construcții a înregistrat circa 1000 de sesizări privind ridicarea de construcții ilegale. Numărul acestora este în continuă creștere, afirmă specialiștii inspecției, care vin și cu explicații. Potrivit lor, pentru obținerea unui aviz de construcție este nevoie de circa de 30 de proceduri care durează aproximativ un an, spre deosebire de țările europene, unde procedura nu durează mai mult de 3 luni. Doamnelor și domnilor, discutăm astăzi despre felul cum arată Chișinăul în situația când e mai ușor să-ți faci o casă decât să obții un aviz de construcție. Ce soluții au candidații la funcția de primar al capitalei? Aflați de la doamna Vitalia Pavlicencu, candidat al Partidului Național Liberal la funcția de primar general al capitalei, de la domnul Victor Gureu, reprezentantul candidatului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la funcția de primar general al capitalei, de la Mihai Godea, candidat independent la funcția de primar general al capitalei, și de la domnul Sergiu Coropceanu, candidat al Partidului Social Democrat la funcția de primar general al capitalei. Domnilor, pentru început, aveți câte un minut pentru a prezenta poziția partidelor pe care le reprezentați în ceea ce privește soluționarea problemei construcțiilor ilegale în capitală. Doamnă Pavlicencu, începem cu dumneavoastră. Bună seara, stimați alegători! Iată că se încheie campania electorală, care a fost una destul de grea și, ca să zic așa, nici nu prea curată, la fel cum se întâmplă și în Chișinău cu aceste construcții neautorizate, care într-una ne fac probleme și de fiecare dată vin candidați la primar, promit una alta, dar nu pot să facă ceea ce promit. Partidul Național Liberal are un program foarte clar și în această privință. Este un program care a fost apreciat de experți și de ziariști și, în general, programul nostru este cu soluții și nu cu promisiuni de șarte, ce construiește, cât construiește și câți bani o să dea în dreapta și în stânga. Deci, în privința urbanismului, construcțiilor și autorizațiilor, noi considerăm că trebuie înăsprită legea, atât pentru poliție, cât și pentru inspecția de stat, care nu întotdeauna este de partea legii, dar de partea intereselor meschine. Desigur că este nevoie de eliminarea abuzurilor printr-o pagină web. Trebuie eliminate de asemenea abuzurile, dar mai continuăm. Revenim la întrebări și cu siguranță o să aveți posibilitatea să vă expuneți. Domnule Gureu, poziția Partidului Comuniștilor, vă rog. Dragii mei, problema ridicată astăzi spre dezbatere este una din cele mai durute probleme pentru municipiul Chișinău, deoarece, după calculele noastre, în municipiul Chișinău anual se pierd circa 120 de milioane de lei, numai din cauza că nu sunt oformate, ori mai bine spus, nu sunt obținute corect acele documente necesare pentru autorizarea construcțiilor. Este un fenomen foarte primejdios, deoarece în cadrul acestui fenomen sunt implicate persoane, ca și în cazul cu delapidările de la Chișinău Gaz, persoane foarte importante, atât din structurile judecătorești, cât și din structurile de drept, adică poliție, procurori. Și pe parcursul discuției vă voi aduce exemple concrete. Ce este necesar de făcut? Prima, de a executa o inventariere totală asupra acestor abuzuri. Doi, de a implica o comisie specială de juriști pentru a clarifica și a legaliza în măsura necesară. Mulțumesc, domnule Godea. Bună seara, stimați chișinăuieni. Într-adevăr, problema pusă în discuție este una foarte complexă. Ea nu ține doar de municipalitate. Legislația, din păcate, în acest domeniu este una destul de lejeră, pentru că, dacă vorbim la modul direct, municipalitatea nu are suficiente instrumente pentru a contracara ilegalitățile, dar și construcțiile neautorizate, sau nu neautorizate, construcțiile ilegale sunt de două tipuri. Sunt construcții ilegale pe care le fac cetățenii simpli, construindu-și o anexă, ridicându-și o mansardă și așa mai departe, și sunt construcții ilegale în care sunt implicate interese destul de puternice. Și dacă vorbim de a doua parte, aici dispar și monumentele de arhitectură, aici apar și construcții în spațiile verzi și așa mai departe.
Eu sper pe parcursul emisiunii să putem dezbate acest subiect. Eu am soluții concrete la acest capitol, dar mai discutăm. Vă mulțumesc, domnule Coropceanu, poziția Partidului Social Democrat. Da, vă mulțumesc. Pentru început aș dori să aduc sincere mulțumiri Sindicatului Independent Protecția Socială, care astăzi și-a anunțat întreg sprijinul și susținerea față de candidatura mea pentru funcția de primar general de Chișinău și față de echipa Partidului Social Democrat pentru funcția de consilier municipal. Ceea ce ține de tema pe care urmează să o discutăm astăzi. Evident, majoritatea încălcărilor sau construcțiilor ilegale vine și din cauza birocrației care există în aparatul primăriei. De aceea, Partidul Social Democrat își propune să constituie o secție aparte în cadrul primăriei care se va ocupa de preluarea adresărilor locuitorilor municipiului Chișinău și deci executarea acestora astfel încât să excludem contactul direct între locuitorii municipiului Chișinău și persoanele care sunt direct obligate de executarea acestora, astfel încât să nu mai apară tensiunea, eu știu, sau luarea de mită și alte situații de felul ăsta. Vă mulțumesc! Trecem la o rundă când fiecare dintre dumneavoastră va avea câte o întrebare. Răspunsul nu trebuie să dureze iarăși mai mult de un minut. S-a vorbit aici despre prezența ghișeului unic pentru eliberarea documentelor ca cetățenii să-și poată reduce din această perioadă de obținerea unui aviz de construcție. Există un ghișeu unic la primărie, dar acolo ți se oferă doar informația pe care trebuie să o prezinți pentru ca să obții aceste documente necesare. Iarăși, procedura durează până la un an de zile ca să obții cele 30 de acte necesare. Doamnă Pavlicencu, ce propune Partidul Național Liberal pentru a reduce acest termen și a ajunge, așa cum au astăzi georgienii, maximum 3 luni de zile și doar 12 acte? Noi considerăm că toate serviciile trebuie electronizate și pentru a elimina abuzurile în emiterea autorizațiilor de urbanism, considerăm că trebuie introduse toate cererile pe pagina web și să fie văzut de ce, de exemplu, se adoptă abuzuri în privința deciziilor referitor la o problemă la alta. Dar vreau să vă spun de ce se întâmplă așa ceva, pentru că eu și ca fost deputat cunosc că este o problemă foarte dureroasă. Sunt toți aici interesați să câștige. Aici se întâmplă așa. Îi lăsăm ca să încalce legea, după care noi îi vom prinde și îi vom mulge de bani și pe agenții economici și toate problemele acestea. Dar vedeți că foarte mulți, din contra, încalcă și după aia se descurcă mai ușor. Nu, dar sunt lăsați tocmai ca să încalce, pentru că de fiecare dată cetățenii cheamă poliția și controlează actele, ăștia ung, poliția le dă voie, după care începe cumpărarea angajaților de la Inspecția de Stat pentru construcții. Noi, în general, am propus ca ea să fie omisă, pentru că mai sunt exemple în alte părți, dar trebuie să fie o autoritate. Și vreau să spun că și la primărie se întâmplă același lucru. Vin pe cărucioare diferite certificate de urbanism, se semnează în serie și numai cel care a trimis căruciorul știe, de fapt, cât costă fiecare certificat de urbanism. În ultimul timp observăm că foarte mulți cetățeni intervin în fațadele blocurilor. Astfel, fiecare balcon își are deja dimensiunile, culoarea, termopanele lui separate. Astfel că discutăm astăzi despre o peticire a blocurilor. Domnule Gureu, cum poate interveni primarul Partidului Comuniștilor pentru a reda fața de altă dată sau pentru a face ca blocurile din Chișinău să arate, nu cel puțin așa cum erau ele concepute de către arhitecți, dar cel puțin să aibă o față estetică? Domnule Dogaru, problema nu este că cetățenii sunt vinoveți. Cetățenii caută o soluție proprie pentru că au pierderi enorme și facturile pe care ei le plătesc nu le plătește primarul ori nu le plătește altcineva. De aceea ei se interesează asupra faptului întrebuințării unor tehnologii care le-ar permite reducerea acestor pierderi enorme energetice. Am punctat anterior că noi consumăm 3,27 ori, adică 327% supra ceea ce consumă europenii. Dar și la acest capitol noi avem un program clar, un program de eficiență energetică care ar permite formarea unui fond special municipal și acest fond special municipal ar permite investiții serioase în acest domeniu, ca aceste lucrări să fie făcute de către specialiști și făcute în contact direct cu asociațiile locative. Dar vreau să vă atrag atenția.
Primăria este cel care direcționează spre corupție și în următoarele răspunsuri vă voi arăta că tocmai ea este vinovată de ceea ce se întâmplă. Aș vrea să rămânem pe peticirea acestor blocuri, domnule Goda, și să continuăm răspunsul sau tema lansată și de domnul Gurău. Vreau să ne referim la izolarea termică a blocurilor, așa cum au procedat mai multe capitale. De ce fel de suport au nevoie cetățenii și ce le poate oferi primăria pentru a-i ajuta ca să își izoleze apartamentele, nu separat, dar întreg blocul? Sincer, primăria poate să nu le încurce la ora actuală și să nu îi amenințe. Asta poate să o facă primăria. Cât privește de un sprijin real, cât privește sprijinul real, financiar, este greu de spus. Trebuie de făcut regulă în finanțele publice locale. Există foarte multe semne de întrebare referitor la banii care sunt cheltuiți prin seluri. Și eficiența acestor bani este aproape de zero, pentru că orice locatar care apelează la seluri vede, de fapt, ce suport îi oferă primăria pentru a-și rezolva problemele ce ține de întreținerea locuinței sau blocurilor de locuit. Sigur că, făcând ordine în acești bani noi și dezvoltând o relație foarte clară între municipalitate și asociațiile de locatari, deci noi putem să vorbim și despre termoizolare, putem vorbi și despre refacerea fațadelor, putem vorbi de reparația acoperișurilor blocului și așa mai departe. Atâta timp cât se menține acest sistem sovietic, lucrurile nu vor progresa. Iar eu îmi propun să înlocuiesc acest sistem sovietic cu un eficient de gestionare a fondului locativ. Vă mulțumesc. Întrebare pentru domnul Coropceanu. În timp ce unii nu reușesc să obțină avize pentru construcții, alții obțin cu o lejeritate deosebită documente pentru demolări. Demolări care până la urmă sunt ilegale. Credeți că primăria poate să intervină pentru a stopa demolarea unor monumente de arhitectură din centrul capitalei? Primăria trebuie să intervină. Dar aici sunt două probleme importante. Pe de o parte, primăria municipiului Chișinău nu are un plan urbanistic de detaliu. Deci avem un plan urbanistic general care, cu regret, doar pe alocuri se ține cont de el și doar atât, dar nu avem un plan general, deși un plan urbanistic de detaliu. Atunci când vom avea un plan urbanistic de detaliu, oricare construcție, îmbunătățire, reconstrucție, reparație va trebui să fie coordonată cu acest plan de cartier, plan de detaliat. Și atunci, absolut niciun certificat nu va fi eliberat. Și doi, partea de, vorbeam de birocrație, partea de corupție, partea de interes în cadrul autorității publice locale. Atunci când vom elimina contactul direct, atunci când persoanele nu vor avea posibilitatea să se întâlnească față în față pentru obținerea acestor autorizații, permisii pentru a-și începe lucrările, nu va fi posibil. Iar celelalte structuri ale primăriei sunt obligate să monitorizeze și să supravegheze în permanență legalitatea sau ilegalitatea lucrărilor. Vă mulțumesc, stimați telespectatori. Revenim imediat la o rundă de întrebări și răspunsuri după publicitate. Am revenit în studio la dezbateri electorale. Discutăm astăzi cu candidații la funcția de primar general al capitalei din partea Partidului Național Liberal, doamna Vitalia Pavlicenko, reprezentantul candidatului comuniștilor la funcția de primar general, domnul Victor Gurău, domnul Victor Godea, candidat independent, domnul Mihai Godea, candidat independent la funcția de primar general, și domnul Sergiu Coropceanu, candidat din partea Partidului Social Democrat la funcția de primar general al capitalei. Domnilor, următoarea parte a dezbaterilor de la Publica TV constă din întrebări pentru contracandidații dumneavoastră. Întrebarea nu trebuie să depășească 30 de secunde, răspunsul 1 minut, timp care va fi cronometrat. Începem cu dumneavoastră, doamna Pavlicenko. Da. Pentru cine este întrebarea? Pentru domnul Gurău. Vă rog. Domnul Gurău, dumneavoastră reprezentați Partidul Comuniștilor. Noi cunoaștem... Candidatul Partidului Comuniștilor. Candidatul Partidului Comuniștilor. Noi cunoaștem că în cei 10 ani după răsturnarea ADR, practic au fost comuniști la guvernare și a luat o mare amploare acest proces de construcții neautorizate. Din cazuri concrete cunosc că este foarte greu ca să le demolesc pentru că legislația este echivocă. Ce părere aveți dumneavoastră despre această legislație? Permite ea cu o tărere de judecată în mână să poți să demolezi sau nu permite?
În primul rând, nu sunt de acord cu faptul că legislația la noi este legeră. Legislația trebuie implementată. Noi avem codul penal care vorbește clar despre dilapidarea proprietății străine. Iar la momentul actual noi vorbim despre dilapidarea proprietății publice. Pot să vă enumăr 3-4 sectoare, mai ales lângă zoopark, pe strada Sfântul Gheorghe, unde sunt implicați și le cunoaștem, sunt implicați factori de decizii importanți. Cu părere de rău, în cadrul primăriei nu se activează la nivelul corespunzător, deoarece noi avem direcție cu privire la autorizare și disciplină în construcții. 2. Noi avem direcție juridică, 12 persoane. 3. Noi avem direcție arhitectură, urbanism și relații funciare. Deget de deget nu face nimeni și fac tocmai trimitere către inspectoratul de stat în construcții, ceea ce este corect greșit. Ei sunt gestionarii proprietății publice municipale și în cadrul acestei activități trebuie depus capăt acestor fără de lege. Mulțumesc, domnule Gurău, întrebarea noastră. Pentru cine? Întrebarea mea este pentru domnul candidat PSD. Domnule candidat, de foarte multe ori în presa din Republica Moldova s-a vehiculat despre fără de legile care au fost admise în aprobarea unor proiecte care sunt gestionate de liderul partidului nostru, domnul Șelen, inclusiv și piața de flori din centru, inclusiv și construcția dinice de pe teritoriul centrului Moldexpo. Cum veți lupta cu aceste, cu propriul șef al partidului? Deci eu chiar vă mulțumesc pentru asemenea întrebare, pentru că sunt organele competente care pot să vină cu, deci, cu argumentele contrar vorbilor dumneavoastră care le spuneți acum, pentru că oricare, fiecare obiectiv din municipiul Chișinău construit de compania domnului Șelin a primit toate avizele și toate actele sunt în regulă și au plătit acele prețuri de chirie și continuă să plătească ceea ce se cuvine și eu chiar aș spune altceva, că eu mă mândresc și aș vrea cât mai multe persoane să-și dorească să investească în municipiul Chișinău. Altă problemă este atunci când reprezentanții Partidului Comuniștilor, care 8 ani de zile au fost la guvernare, au nimicit mai multe obiecte din municipiul Chișinău și astăzi municipiul Chișinău a rămas fără circ, fără Stadionul Republican, fără Centrul Național al Tinerilor, fără alte obiecte de menire socială care au fost nimicite de către guvernarea comunistă. Mulțumesc, domnule Godea, întrebarea dumneavoastră. Eu am o întrebare către domnul Gurău. Domnul Gurău, în momentul în care primăria municipiului Chișinău era administrată de un simpatizant, să zic, a Partidului Comuniștilor... Îl numiți? Păi, domnul Vasile Ursu, dacă nu mă așa. Deci, a oferit Partidului Comuniștilor un teren sportiv pentru construcția sediului partidului. Se știe că mai sunt terenuri sportive în curțile interioare, deci de bloc. Ce planuri aveți pentru ele? După cum am spus și vreau să răspund domnului Godea, Vasile Ursu a fost înaintat și susținut de către Alianța Moldova Noastră la postul de primar, viceprimar și a activat în cadrul acestei formațiuni politice, dar asta mai puțin contează în condițiile actuale. După cât îi cunosc eu faptele care sunt și datele dosarului, care a ajuns în instanța de judecată, prin Cancelarea de Stat, s-a constatat niște încălcări ale legislației. Eu sunt părtașul că cine nu ar fi cel care a încălcat cadrul legal, ce ține de construcțiile nelegale, neautorizate și îndeosebi, cum spuneți și dumneavoastră, pe niște spații verzi ori pe spațiile de joc, ele trebuie pedepsite fără niciun resentiment. Iar construcțiile demolate. Și construcțiile trebuie demolate. Dar în cazul cu sediul Partidului Comuniștilor, după câte știu eu, a fost primit în exploatare. Și a fost primit în exploatare de către autoritățile semnate de către domnul Dorin Chirtoacă. Mulțumesc, domnule Coropceanu. Întrebarea noastră pentru cine e? Haideți să începem cu doamna Pavlicencu. Doamna Pavlicencu, cunoașteți foarte bine poziția Partidului Social Democrat. Ne-am expus de mai multe ori împotriva semnării
acordului cu Fondul Monetar Internațional, pentru că semnarea acestui acord ne-a împiedicat să atragem alte resurse financiare pe termen lung, în condiții mult mai avantajoase. În cazul în care vom activa împreună în Consiliul Municipal Chișinău, care va fi viziunea dumneavoastră? Veți merge mai departe pe această idee sau veți fi de acord să aducem și alte resurse financiare? Vreau să vă spun că, din păcate, socialdemocrații în Republica Moldova știu doar să promită și să împartă. Și mai puțin să facă. Și să cheltui banul public. Domnul Coropceanu, vreau să știți foarte bine cât plătește șeful dumneavoastră Șelin pe 12,7 ari piața de flori luată prin hotărârea Consiliului Municipal și neatacat hotărârii de Dorin Chertoac. 11.708 lei pe an, în timp ce pentru 5 ani la codul plătește 1.700.000 de milioane. E clar că dumneavoastră o să aveți de unde deschideți magazine, de amăgit oameni și de atras voturile și multe alte chestii care seamănă cu pâinea de 2 ruble și crânațul de 2 ruble și 20 de copeci. Noi vrem să aderăm la NATO și la UE. Dumneavoastră nu știu unde vreți să aderați, la Rusia sau la Belarus. Noi trebuie să avem relații cu FMI-ul, dar în același timp n-am auzit FMI-ul spună piedici ca să poți atrage investiții de oriunde. Ieri se lăuda un simpatizant sau un membru al partidului dumneavoastră că vrea să aducă din China. Să aducă, domnule, și din China, numai să aducă legal și să fie spre beneficiul oamenilor. Mulțumesc, domnule Gurău. Întrebarea dumneavoastră pentru cine este? Doamna Pavlicenko, întrebarea mea este pentru domnul Godea. Vă rog. Domnul Godea, după cât îi cunoaștem, un lider important al partidului pe care ați avut onoarea să îl reprezentați, domnul Palihovici, colegul dumneavoastră, a fost foarte mult timp șeful cabinetului domnului Chertoacă, în primăria municipiului Chișinău. De altfel, tocmai în acea perioadă s-a început o perioadă de dilapidări enorme a proprietății publice, îndeoseb cei ce ține de mansardare. Ce puteți spune la acest subiect? Pentru că ori pământul, ori mansarda, tot spațiul de construcție. Domnul Gurău, eu cred că trebuie să adresați această întrebare partidului din care faci parte, domnul Palihovici. Dar așa, ca să corectăm și să știe și oamenii, Palihovici a fost 2 luni șef de cabinet la Chertoacă. Ceva dumneavoastră încurcați. Eu cred că el a fost foarte mult timp șef de cabinet la Iordan. Și aici ați fi avut dreptate. Deci asta este situația. În rest, dacă să ne referim la mansardare, eu cred că este o debandadă totală din punctul meu de vedere și primăria pierde o posibilitate de a construi locuințe sociale, alt gen de locuințe ieftine pe care să le poată da tinerilor specialiști, tinerilor familii și așa mai departe. Pentru că aceste locuințe este mult mai ieftin decât locuințele capitale, să zic așa. Și programul Prima Casă ar trebui să includă inclusiv mansardele pentru categorii și mai defavorizate care pot obține o locuință destul de solidă până la urmă. Dar, mă rog, asta e viziunea primăriei, punctul meu de vedere este altul și în locuințele sociale și în Prima Casă voi avea în vedere mansardarea blocurilor. Vă mulțumesc, doamnă Pavlicenko, întrebarea noastră pentru domnul Godea sau domnul Coropceanu? Domnul Godea. Vă rog. Domnul Godea spunea că nu sunt bani la primărie. Sunt de acord cu asta, pentru că bugetul municipal este slab, dar evaziunea fiscală, corupția, lipsa de voință, desigur, conduce la faptul că nu se caută mijloace ca să se găsească bani. Ce atitudine aveți dumneavoastră față de problema că în acești 4 ani, având în vedere că în 2008 a fost adoptată legea cu privire la parteneriatul public-privat, nu s-a auzit nimic despre aceasta, iar primarul Chertoacă îi spune despre terenuri de joacă, despre diferite vise și nu spune un cuvânt despre parteneriatul public-privat. Principala pregătire de a atrage a investițiilor pentru dezvoltarea orașului. Eu cred că încă trebuie să existe capacitatea de a înțelege ce înseamnă parteneriat public-privat. Și aici aveți dreptate. Eu n-am spus că banii nu sunt. Primăria a pierdut în 4 ani cam 1 miliard de lei numai de la gestionarea proastă a spațiilor. Pentru că se dă la un preț derizoriu, absolut derizoriu spațiile. Probabil cineva face mulți bani dându-le în subarendă, în subchirie, la preț de piață. Pentru că 2 milioane de metri pătrați de spațiu este totuși un patrimoniu extraordinar. Iar cu 1 miliard de lei se poate rezolva multe probleme în municipiul Chișinău. Cât privește parteneriatul public-privat. Eu am spus-o și repet. Din păcate, primăria este administrată fără nicio viziune, prin niciun domeniu. Se face ca întreul arvinte, stai de la mânici până la poare, după care iar stai de la poare până la mânici. Prin parteneriate public-private pot fi asanate spațiile verzi, pot fi rezolvate problema salubrizării, pot fi oferite servicii de apă canalizare, pot fi rezolvate o sumedenie de probleme. Legislația permite, trebuie să ai voință și viziune. Mulțumesc, domnul Coropceanu, întrebarea
Pentru cine este domnul Gurău, domnul Godea? Domnul Gurău. Evident, domnul Igor Dodon v-a trimis pe dumneavoastră pentru a sustrage atenția și a se distanța de la obligațiunea și răspunsurile care ar trebui să le dea personal. Dar totuși, domnul Igor Dodon este persoana care a semnat mai multe contracte de privatizare, contracte de investiții, cum ar fi Hotelul Național din municipiul Chișinău, care nu a avut grijă nici să realizeze acest proiect, nici să reîntoarcă statului acest bun pe motiv că acest contract nu a fost îndeplinit. Puteți să-mi lămuriți foarte clar ce va face mai departe în municipiul Chișinău? Foarte simplu, domnule Corupceanu, vreau să vă spun că noi să reprezentăm un partid care are o echipă. Și dacă cunoașteți acest lucru, nu ca alte partide ca și al dumneavoastră, când sunt trei oameni și ceilalți nu mai sunt. Adică nu mai este echipa. De candidați de primar, nu de consilier. De aceea, în această ordine de idei, pe mine mai puțin mă interesează ce a semnat domnul Dodon în funcție de ministru al economiei. Pentru că, în linii generale, dezbaterile se axează la momentul actual pe ceea ce noi, la momentul actual, discutăm. Construcțiile. Ce este în municipiul Chișinău și care sunt soluțiile. În ceea ce privește hotelul Codru, vreau să vă spun, intrați pe acolo și intrați, el funcționează bine, mersi și foarte bun. Național, nu Codru, național. Și cel național va funcționa, nu vă bateți capul. Oamenii care l-au cumpărat, vreau să vă spun că l-au cumpărat cu multă tenacitate și cu multe viziuni pe perspective. În ceea ce privește construcția propriu-zis, sunt proiecte foarte serioase, proiecte de investiții, parcuri, proiecte investiționale de avergură, inclusiv cei ce ține de spații locative sociale. Mulțumesc, domnule Godea. Întrebarea pentru doamna Pavlicencu sau domnul Corupceanu? Pentru doamna Pavlicencu am o întrebare, ca să nu rămân dator. Mi-a pus o întrebare, trebuie să... Doamna Pavlicencu, cum veți opri procesul absolut criminal, din punctul meu de vedere, de distrugerea monumentelor de arhitectură? Pentru că sunt monumente valoroase, am văzut acestui supliciu, dacă vreți, a fost pus vechea poștă a orașului, din la intersecția Vlaicu Pârcălab Varlaam, dar sunt multe, anual dispar zeci de monumente de arhitectură și de cultură din oraș. Vreau să spun că acest dezinteres față de monumentele noastre istorice este de fapt o lipsă de identitate națională a Republicii Moldova și a acestei părți a națiunii române, care se află aici. Noi avem în programul nostru păstrarea centrului istoric al orașului și publicarea pe pagina web a primăriei a listei obiectivelor de importanță istorică și cu valoare patrimonială. Și când văd de fapt că nu există acest interes nici din partea unor reprezentanți ai partidelor care se pretind naționale, românești, pro-europene, vreau să spun că asta pur și simplu dezavoiază și deconspiră esența doar de interes meschin, material, de a se menține în politică și nu de a face ceva cu adevărat pentru noi care suntem o parte de popor cu o istorie foarte bogată, o istorie foarte prețioasă și eu cred că trebuie găsiți în orice condiții bani pentru a repara aceste monumente. Ca să nu mai spunem și de oamenii care sunt într-o situație grea, că trebuie să cheltuiască foarte mulți bani când monumentele acestei istorice trebuie să cadă pe umerii lor. Mulțumesc! Domnule Godea, întrebarea noastră pentru domnul Corupceanu. Pentru domnul Corupceanu. Domnul Corupceanu, v-am văzut la televizor spălând parbrizurile mașinilor la intrarea în oraș. O fi și asta o îndeletnicire, nu sunt sigur că e disurgenții social-democrată, urmează să determinați. Cum veți salubriza pădurile din sectoarele orașului? Loc foarte, cum să zic eu, dorit de orășeni în zile de odihnă, în zile de sărbătoare, merg acolo să se odihnească și s-au transformat de fapt în gunoi și neautorizat. Adică ce veți face pentru a amenaja locurile și pentru... Da, deci în primul rând trebuie să constatăm că ceea ce avem astăzi în parcurile municipiului Chișinău este rezultatul guvernării foștelor primari, interimari comuniști și a consilierilor municipali comuniști, cât și a lui domnul Dorin Chertoacă. Pentru că inclusiv ceea ce a făcut în lacul Valea Morilor n-a fost altceva decât să cheltuiască banii bugetului municipal și nu a găsit o modalitate pe parteneriat public-privat de soluționare a problemelor. Eu îmi propun ca pentru fiecare zonă verde, fiecare parc, să fie creată administrația acestui parc, care va elabora planul de dezvoltare în detaliu a acestui teritoriu, va obține toate autorizățile, actele necesare, va anunța concursuri investiționale
pentru obiectele care urmează să fie construite în acest parc, iar în baza banilor care vor fi achitați pentru plata de arendă, vor fi bani pentru iluminare, pentru deci, construcția drumurilor, pistelor pentru bicicliști, bază și așa mai departe. Mulțumesc, domnule Gureu, întrebarea pentru doamna Pavlicenco. Cu multă stimă și respect, domnul Pavlicenco, ați fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și cunosc capacitatea domniei voastre de a pune întrebări și a cere răspunsuri. Și catalogându-vă domnia voastră personal ca o româncă devotată, cum de timp de 20 de ani, 21 de ani, se ruinează fosta clădire a Sfatului Țării de pe strada Alexei Mateievici și nu ați ridicat niciodată întrebarea cu privire la restaurarea acestui monument de arhitectură, nu numai din faptul că îi aparține unui apropiat al liberalilor. Vreau să spun, domnule reprezentant al comuniștilor, nu știu dacă să mă bucur de simpatia dumneavoastră și de aprecieri sau să mă întristez. Da, clădirea nu se ruinează. Asta e una. În al doilea rând, suntem unicul partid care în plin regim comunist am făcut un lanț viu de oameni între Parlamentul actual și Sfatul Țării unde s-a votat unirea Basarabiei cu România. Cât privește toate ce se întâmplă în construcție, vreau să spun că am fost unicul deputat care am fost foarte activ inclusiv în aceste privințe. Am cerut documente, chiar și unele clădiri alături de clădirea Sfatului Țării, care iarăși au fost acaparate prin tertipuri în regimul comunist. Dacă erau mai mulți deputați ca mine în Parlamentul cel dominat de comuniști, la sigur că avea să fie o altă situație în Republica Moldova chiar și după 5 aprilie. Dar, din păcate, atunci când eu luptam împotriva comuniștilor, alții ori îi votau, ori stăteau chitic și așteptau să treacă valul și să-și facă afacerile frumos în cârdășii cu comuniștii. Asta este partea tristă a politicienilor noștri. Și tocmai de aceea, noi care suntem atât de direcți în toate, spunem ce credem, ne este mai greu, dar tot nu vom reuși. Mulțumesc, domnule Coropceanu, întrebarea noastră pentru domnul Godea. O întrebare poate mai mult de ordin politic, pentru că dumnealui a activat mai mult ultima perioadă în calitate de deputat. Și domnule, activează da, în continuare. Domnule Godea, poate deveni primar. Ați fost membru Partidului Liberal Democrat, care undeori aveam impresia că se menține mai mult pe o doctrină conservatistă. Am impresia că ați părăsit acest partid pentru că n-ați fost de acord și vă doriți mai mult o schimbare, o dinamică, o dezvoltare a relațiilor. Cum credeți ce va rămâne din acest PLDM? Se va sesiza sau va merge pe altă cale? Dar dumneavoastră știți ce înseamnă doctrina conservatoare? Știu. Doctrina conservatoare presupune valori care le împărtășesc și astăzi. Este vorba de tradiție, de familie, de biserică. Și libertăți individuale, sigur că. Deci astea sunt valorile de bază ale doctrinii conservatoare. Nu văd de ce nu ar exista o platformă extraordinară de activitate politică bazându-ne pe aceste valori. În avertismentul care l-am transmis societății în 3 mai, am spus niște adevăruri confirmate cu briuă de barometru de opinie publică făcut public ieri de IPP. Pentru că nu poți să mergi în Europa cu instituții în care oamenii nu cred, pentru că membrii Alianței pentru Integrare Europeană trebuie să se trezească din somn și să apuce de treabă și le-am spus și asta în cadrul unei conferințe de presă, pentru că ceea ce am promis oamenilor și speranța oamenilor trebuie transformate în realitate. Mulțumesc, domnul Pavlicenco, o întrebare pentru domnul Coropceanu. Domnule Coropceanu, analizând și mai aflând și mai citind cine scrie lumea pe blog, pe internet, avem un Crăciun moștenit încă din vechime la Direcția Funciară, păstrat și de Chirtoacă. Avem un Dionisie Boaghe, un amic tot al lui Ghimpo și al lui Chirtoacă, la Direcția Locativ-Comunală, care a fost scos până la urmă pentru isprevele sale și grija sa excesivă pentru onoarea și interesele palpabile ale liberalilor. Avem un Sofron Roman, amicul lui Chirtoacă, care idei n-are de construcții în Direcția de Construcții. De vasul, dacă nu dă Doamne să deveni primar, o să faci tot așa ca el sau o să faci ceva mai binișor? Mulțumesc! Cu siguranță, doamna Pavlicenco, că voi face așa cum știu eu să fac și nu o să vă bucurați prea mult, pentru că nici rudele dumneavoastră și nici amicii dumneavoastră nu vor fi la primărie. La primărie vor lucra oameni
care vor lucra cu onestitate și vor lucra în interesul locuitorilor municipiului Chișinău. La primărie și în aparatul primăriei vor lucra oameni care își vor primi funcțiile respective printr-un concurs deschis, transparent, și activitatea în cadrul structurilor primăriei, cât și a întreprinderilor municipale, trebuie să devină o onoare pentru cel care activează în structurile administrației publice locale și nu un instrument sau o posibilitate de a-și apăra sau a-și promova anumite interese personale sau de grup și de a, a mai face anumite resurse financiare adăugătoare. Tocmai de aceea îmi propun să nimicim aceste scheme de corupție și ceea ce a făcut Dorin Chertoacă, încă o dată repet, a mușamalezat și a dezvoltat tot sistemul implementat de Urecheanu și comuniști. Mulțumesc, domnilor. Am ajuns la ultimele minute ale acestei dezbateri electorale. Fiecare dintre dumneavoastră are câte un minut la dispoziție pentru un apel către alegători. Începem cu dumneavoastră, doamnă Pavlicenco. Credeam că mă lăsați la deseară. Stimați alegători, suntem pe finalul campaniei electorale pentru alegerile locale. Le mulțumesc tuturor celor care candidează din partea noastră și care ne sprijină și ne vor sprijini pe 5 iunie 2011. Le mulțumesc și celor care ne-au votat pe 28 noiembrie 2010. Politicienii vin, vă promit multe și mărunte, după care se așează în funcții și uite de bunul Dumnezeu și de problemele dumneavoastră. Noi, Partidul Național Liberal, am fost mereu alături de dumneavoastră. Eu, Vitalia Pavlicenco, am fost alături și v-am ajutat atât ca ziaristă, ca parlamentară și ca președinte al Partidului Național Liberal. Noi, PNL, împreună cu echipa noastră, vrem să vă demonstrăm că sunt și alt fel de conducători, alt fel de primari și consilieri, care au grijă de oameni, care își vor apleca toată atenția pentru oameni și vor fi alături de ei. De aceea, vă invităm pe 5 iunie 2011 să veniți și să votați săgeata. Să aveți încredere în Partidul Național Liberal, în echipa noastră și în scopurile noastre sincere. Domnule Gurău. Stimați alegători, suntem pe ultima sută de metri și cred că v-ați dat deja seama că avem candidați cu pondere electorală și avem candidați de umplutură. Cred că nu este necesar să vă pierdeți votul în data de 5 iunie, tocmai din dragul simpatiilor unor personale, altor emoționale. În data de 5 iunie se dă lupta între incompetență și profesionalism, între hoție, corupție și profesionalism, între probleme și rezolvarea problemelor. În data de 5 iunie noi venim cu o echipă profesionistă, cu un candidat profesionist care va procede imediat la rezolvarea problemelor din municipiul Chișinău. Nu prin declarații politice, nu prin lozinci, dar munca asiduă zi de zi. Vă spun și vă repet de multe ori, nu totul depinde de noi, candidații, depinde și de noastră. Capacitatea de mobilizare, în 5 iunie votați echipa lui Igor Dodon, soluția pentru Chișinău. Mulțumesc, domnule Mihai Godea. Da, vă mulțumesc, stimați locuitori ai municipiului Chișinău, stimați chișinăuieni. Trăim în acest oraș cu toții, vedem toate problemele și nevoile lui, ne bucurăm de micile realizări care le sesizăm uneori, dar să știți că realizările nu se fac fără contribuția noastră directă. În ultimii 7 ani, Chișinău a fost supus unor jocuri politice fără precedent, de pe urma cărora ați avut de pierdut doar dumneavoastră, locuitorii acestui oraș. Întotdeauna v-ați întrebat dacă există viziune, dacă există capacitate, dacă primăria cumva înțelege problemele care vă frământă și vă macină existența de zi cu zi. Eu nu sunt prins în jocurile politice. Eu nu sunt presat de interesele de partid. Sunt singurul candidat independent. Întreaga mea activitate politică a fost în văzul dumneavoastră, în ochii dumneavoastră. Am luptat sincer pentru ca Moldova să fie altfel. Am luptat sincer pentru reforme. Am luptat sincer ca viața dumneavoastră să fie mai bună și mai ușoară. Pe 5 iunie, votați singurul candidat independent la Primăria Capitalei. Mulțumesc, domnule Corupceanu. Da, vă mulțumesc. Stimați chișinăuieni, stimați locuitori ai suburbiilor din municipiul Chișinău. Am repetat de mai multe ori că în municipiul Chișinău există o complicitate între Igor Dodon și Dorin Chertoacă, persoane care au colaborat pe parcursul acestor ani și au adus un șir de prejudicii municipiului. Și astăzi, în acest studio, domnul Gureu a confirmat acest lucru, pentru că Consiliul Municipal Chișinău, consilierii comuniști cu foștii primari comuniști, au alocat terenul sportiv
al copiilor, contrar prevederilor legislației în vigoare pentru construcția unui sediu pentru Partidul Comuniștilor, iar Dorin Chertoac cu administrația sa, în loc să ia măsurile necesare, a primit toate actele și a dat în exploatație acest obiectiv. Același lucru l-au făcut cu spălarea de bani în Valea Morilor. Ori astăzi show-ul politic pe care ne-l prezint acești doi candidați încearcă să ducă lumea în eroare. De aceea, stimați chișinăuieni, trebuie să votați oamenii care nu vor face politică și vor veni să acționeze și să lucreze în interesul locuitorilor municipiului Chișinău. Domnul Pavlicencu, domnule Godea, domnule Gurău și domnule Corupceanu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația Publica TV de a veni la dezbaterile electorale. Telespectatorilor le amintesc că mâine dezbaterile electorale la postul nostru de televiziune continuă. Vom discuta despre transportul public. Nu uitați, la ora 8:05 vă așteaptă colega mea Ludmila Munteanu, iar eu vă dau întâlnire la ora 18:05.